Determinarea masei unui corp cu ajutorul unui resort. Resortul este un corp confecționat din material elastic care se deformează sub acțiunea unei forțe exterioare și revine la forma inițială când acțiunea forței încetează. Avem un resort nedeformat, măsurăm lungimea inițială a resortului, fără a avea corp suspendat, o notăm cu L0. Alungirea unui resort este proporțională cu modulul forței care produce deformarea, cu condiția ca această forță să nu depășească limitele de elasticitate. Vom suspenda de resortul nostru un corp cu masă cunoscută, în acest caz 100 grame. Măsurăm lungimea resortului, având suspendat corpul cu masă cunoscută, notăm cu el 1, și calculăm alungirea resortului, delta L1 egal cu L1 minus L0. Mai facem o determinare. Vom suspenda de data aceasta de resort un corp cu masa de 300 de grame. Măsurăm lungimea resortului, având suspendat corpul cu masă cunoscută. L2. Calculăm alungirea. Delta L2 egal cu L2 minus L0. Având același resort, vom suspenda de data aceasta un corp cu masa necunoscută, MX. Măsurăm lungimea resortului, o notăm cu LX și calculăm alungirea resortului. Delta LX va fi egal cu LX minus L0. Mai facem o determinare. Vom suspenda de resort de data aceasta un corp cu masa MY. Măsurăm lungimea resortului LY și calculăm alungirea. Delta LY va fi egal cu LY minus L0. Vom scrie rapoartele. M1 pe delta L1 este egal cu MX pe delta LX sau M2 pe delta L2 egal cu MX pe delta LX sau M2 pe delta L2 egal cu MY pe delta LY. Din aceste rapoarte, avem trei termeni cunoscuți și o singură necunoscută. Vom scoate de acolo MX și MY. Sunt profesor Mândița Baias. Vă mulțumesc!